Tu m-ai furat din lume și m-ai lăsat să mă nec în vise. Și când te-am întrebat de ce m-ai îmbătat, mi-ai pus o foaie pe față desenată de tine și mi-ai zis să cred că tu ești cea din desen. Dar toate erau doar un vis. Dar toate erau doar un vis. Dar toate erau doar un vis. Dar toate erau doar. Toate erau doar un vis. Ochi, palme și coapse în umbră se joacă, dar tot umpletind amețeală se îndreaptă în linii blurate de gânduri. De ce nu-mi dai pace? Lasă-mă să mai văd odată cum norii alerg și valurile se îndreaptă spre ei să te aduc aici unde eu te aștept. Să te aduc aici. Dar toate erau doar un vis. 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 No one needs
just two strangers. We're just two fully filled hearts beating in the same rhyme, same time, same color, same light, with the same look, reading the same book. Multe ieșiri pe scenă, pe scenă mari, pe mici. Nu am făcut niciodată diferență dintre cât de mare este scenă, tot timpul m-am dedicat ei. Dar asta e prima dată când eu strâng o sală, nu într-un bar undeva, sau, dar o sală unde eu scând cântecitoare de ale mele, nu cover-uri. Asta e fenomenal, nu-i vine a crede că atâta lume o să creadă în mine. Capiți! Tare crută, tare crută. Cânticul ăsta, care stă acum pe fundal, e despre vocea aceea pe care noi o auzim că vorbește cu noi. Eu vorbesc din perspectiva unui bărbat în mare parte, pentru că bărbații foarte des, nu știu de ce, nu aud femeile, eu asta am observat de foarte multe ori. Și ca rezultat obțin cam aceeași, că la un moment dat femeia răspunde cu un ceva care deranjează, după care vii tu cu un răspuns și relația încet, încet începe să strice. Da, și piesa e despre ceea că trebuie de ascultat vocea asta, pentru că un cuplu se formează atunci când oamenii se aud și altfel nu chiar are sens. Exercițiul care eu să vă rog să-l facem împreună, în primul rând e Smile, You're on Camera, concertul se filmează, o să fie televizat, și exercițiul care o să vă rog să-l faceți, eu am observat, eu urmărim cum se vând biletele, cred că voi ați văzut. Eu cred că am stâng asta la un moment. Da, bună seara încă o dată. Vocea interioară, că eu am stâns și ne-am sărit gândurile. E despre ce că trebuie să ne auzim. Am observat, eu urmăream cum se vând biletele și ultimele două zile m-au bucurat foarte mult. Am văzut că se vând foarte, foarte repede și la un moment dat a fost sold out azi.
Am văzut că se vând biletele câte doi, adică două în pereche, în mare parte, da? Am văzut că vin și oameni singuri, bănuiesc că sunt câteva motive simple, gen nu vreau să meargă cu mine sau nu am cine chema. Da, dar ideea e să încercăm să deschidem sufletul celui al doilea și să-i spunem că o să te aud. Cântecul în engleză și asta sună I will listen to your voice, I will listen. Și eu o să vă rog să cântați cu mine, da? Voi o să continuați să cântați, dar eu poate să cânt altceva deasupra. Voi să fiți un fel de cor, da? I will listen to your voice, I will listen, I will listen to your voice. Yeah, baby. I will listen to your voice, I will listen, I will listen to your voice. Deschideți acolo să fie, da. Puteți cânta tare, un concert lejer. To fully filled hearts beating in the same rhyme, same time, same color, same life, with the same look, reading the same book. Yeah. To fully filled the same rhyme, same time, same color, same life, with the same look, we're reading the... Yeah, baby! I will listen to your voice. I will listen. I will listen to your voice. I will listen. Tare frumos, man. Încă o dată vă mulțumesc că ați venit și cântați și că deschideți sufletul. Când era despre ce că nu contează ce culoare ești, ce etnie sau... Nu contează nimic, important e să iubești cu tot sufletul. O să urmeze niște piese tot despre dragoste, despre relații, despre cum evoluează de obicei relațiile, despre ce că la început sunt fluturi, ești, tu vrei să apropii, vrei să apropii mai tare. Fiecare în felul lui, dar undeva tot e despre asta, după care nu știu de ce lucrurile se începe iarăși de la, poate de la cei cu oamenii nu s-aud unii pe alții, eu nu știu. Vorbesc din experiențele pe care le-am auzit eu sau le-am văzut. Și după care foarte des se întâmplă și aia că oamenii se despart și vor să nu mai fie împreună și nu se mai vadă unii pe alții, să nu mai rămână prieteni, să nu mai, nu știu, nu se salută. Cam e despre asta. Asta e prima parte, asta și-a urmează. A doua parte e și despre prietenie, pentru că prietenia tot implică dragoste. Nu poți să prietenești cu cineva dacă nu-l iubești pe dânsul cumva. Și eu am niște prieteni care tot insist să menționez despre ce e că eu am un fundraising. Vă știți că eu am un fundraising? Toți știu că eu am fundraising. Nu, toți știu. Eu sigur că mulți de aici au donat, pentru că toți care au donat au avut bilete și patronii mei. Eu am câteva platforme unde puteți asta să susțineți. Eu nu mă simt foarte comod să vorbesc despre asta, dar am niște prieteni influenceri care zic, băi, tu vorbești despre asta, oamenii vor să știi unde vor să te susțină, vor să știi cum să facă asta. Spune-le că tu ai fundraising, spune-le că el este pe pagina ta de Facebook, eu mă merg după text. Că este pe pagina ta de Facebook, că este Patreon-ul tău unde poate să faci subscription lunar, este PayPal-ul tău unde poate să dai niște tipsuri dacă le-a plăcut concertul. Spune-le despre ce... Eu iarăși merg tot, dacă observați, eu vorbesc la persoana 3. Spune-le că este asta, spune-le că e ușor de făcut, poate oamenii se gândesc că e complicat, dar știți că asta e ușor, spate de intrat și de făcut. Și de cântat. Thank you.
close, so I can touch your lips. Get closer, so I can feel you breathe. Say something that I'm not used to hear. Say something, or shut your mouth and breathe. I'm tired, tired to be me. Winning the mind, falling to nowhere. Life's passing by, leaving your eyes. Winning the mind, falling to nowhere. Life's passing by, leaving you outside. Freeing you from thinking, you're noisy. These words is noise to me. You're noisy. This is your fantasy. So sharp is your voice when talking to my ears. I'm tired, tired to be me. I'm tired, tired to be free. Winning the mind, falling to life's passing by, living outside. Winning the mind, falling to nothing. Life's passing by, living outside. Winning the mind, falling to from thing. Da, mulțumesc. Așa se întâmplă foarte des în relații, foarte des oamenii se avântă cu vâltoare, cu, nu știu, eu vorbesc de bărbați, dar ai văzut femeie și inteligentă și frumoasă sau voluptoasă, cum fiecare o numește cum vrea și tu o vrei foarte tare, la un moment dat te împlici cu ea în relație, la un moment dat totul e frumos, este sex, este, sunt săruturi, îmbrățișeri. Și atunci se începe vorba despre despărțire foarte des. Ea are romantica ei, ea foarte des setează un vibe de parcă încă te vreau, dar știu că e dureros dacă mă implic acolo. Și următorul cântec e cam despre asta. Cineva ne-a oferit microfon, nu știu ce. Și oamenii foarte des au monologul ăsta în cap despre se gândește la mine, nu se mai gândește la mine, m-a uitat, mai vrea să mă întoarcă sau nu mai vrea să mă întoarcă.
Dar de ce pur și simplu nu se te apropie să zici, băi, ce mai faci, cum e la tine? Tell me what you're thinking when you're not with me. Do I look the same or uglier than me? Do you hear my voice in your head? Or do you feel like it's better to forget it? 'Cause every time you leave, I feel like I am left somewhere in the desert, drowning in the sand. And I hope to hear your voice, even if I know that I'm alone for sure. Tell me what you feel. Is it all for real? Or is it a game you don't wanna play? Oh, tell me how to live if I don't know the rules. Don't leave me confused. Don't leave me confused. Why you want to live with nobody around? Is this world a place to seek for loneliness? Don't you think you want to share? Don't you feel you want to feel somebody's hair? Don't you want to feel the wind again when you hold somebody's hand again? Don't you think you will regret? I don't think you can forget. Tell me what you feel. Is it all for real? Or is it a game you don't wanna play? Oh, tell me how to live. Eu sper că în sală sunt și oameni care știu cuvintele, dar dacă nu le știu, cel mai tare sper că oamenii înțeleg limba engleză. Toți înțeleg engleză? Da! Nu chiar toți. A, da, dar următorul e despre moment când am te despărțit și o vezi pe stradă, cum spunea un stand-uper, vreau chiar să fie tot ghinul la dansă, totul să fie bine, să-și găsească un bărbat cu bani, whatever și vrea ea, dar să aibă un tic, la un moment dat să facă... și foarte des, da? Da, următorul când e despre despărțire, după despărțire, post. If you were my girl, I'd never fly. So take all your wonders away from me. If you were my girl, you'd never be.
words, I cut my hands. If you were my words, I would shut up. So take all your wonders away from me. If you were my girl, once again, you'd never be. Listen to me, what I wanna be is right where I am. Don't wanna hear stupidity, I wanna dance my dance. Take all your dreams, blurry and flurry, keep them away from me. Do me a favor, girl, I want to disappear. Listen to me, what I wanna be is right where I am. Don't wanna hear stupidity, I wanna dance my dance. Take all your dreams, blurry and flurry, keep them away from me. Do me a favor, girl, I want to disappear. If you were my girl, I don't know what I can compare you to. All of the things in the world are better than you. If maybe someday somebody would kidnap you and ask me for door, I'd surely say, what the fuck for? And if you were my car, I'd meet the world. But if you were my star, I'd switch it off. Hey. Listen to me, what I wanna be is right where I am. Don't wanna hear stupidity, I wanna dance my dance. Take all your dreams, blurry and flurry, keep them away from me. Do me a favor, girl, I want you to disappear. Hey, 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 hey. Yeah. Yeah. Hey, hey. Hey, hey. Listen to me, what I wanna be. Don't wanna hear stupidity. Eu mă încurc după voi. Hei! 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 Bărbață! De un nafic! Și ăsta-i padrug? Hei! Hei! Listen to me, what I wanna be is right where I am. Don't wanna hear stupidity, I wanna dance my dance. Take all your dreams, blurry and flurry, keep them away from me. Do me a favor, girl, I want you to disappear. Listen to me, what I wanna be is right where I am. Don't wanna hear stupidity, I wanna dance my dance. Take all your dreams, blurry and flurry, keep them away from me. Do me a favor, girl, I want you to disappear. No, 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 no. Voi n-ați vă atmăzuit cu aplauze. Hey, 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 hey. Listen to me, what I wanna be is right where I am. Hey. Don't wanna hear stupidity, I wanna dance my dance. Take all your dreams, blurry and flurry, keep them away from me. Do me a favor, girl, I want to disappear. Listen to me, what I wanna be. Listen to me, what I wanna be. Listen to me, what I wanna be. Все стан шелупером. Настоящий сенсор. Если ты намек. Lucrează-mi! Așa, aplauze, da. Listen to me, what I wanna be is right where I am. Don't wanna hear stupidity, I wanna dance my dance. Take all your dreams, blurry and flurry, keep them away from me. Do me a favor. Listen to me, what I wanna be is right where I am. Don't wanna hear stupidity, I wanna dance my dance. Take all your dreams, blurry and flurry, keep them away from me. Do me a favor, girl. Listen to me, what I wanna be is right where I am. Don't wanna hear stupidity, I wanna dance my dance. Take all your dreams, blurry and flurry, keep them away from me. Do me a favor, girl, I want you to disappear. Yeah! Și dacă tot am vorbit despre relații și prietenii, eu vreau să-l invit în scenă pe un pățan cu care am făcut cunoștință pe întâmplător. Nu, nu, e asta. Da, e asta. Tu ce fumezi? Bad guy, bad guy. El nu știe că nu se poate fuma deci. Așa, așa. Da, da, da. Am făcut cunoștință cu dânsul pe Instagram. Scrolluiem și vedem ceva care cântă fain.
Zic, băi, ce scriu? Zic, crută cânti chestii. El, mulțumesc, un altă, zic, dar și a cui cânti? Și el zice că e meu. Zic, băi, tare pricolină cânti. Eu nu știu, cred că eu am scot rusezmele astea. Tare fain cânti. Și zic, hai să înregistrăm ceva, nu știu, hai să facem. Și, și noi am lucrat cu dânsul un pic. Am făcut și un cântec pe care am ușa să-l cântăm, dar primul nu e ăsta. Primul e altul. Da, 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 susținete! Da, mersi mult! Eu eram așa în afara scenei și ascultam cum Andrei vorbește și mi se părea așa de interesant cum vorbește cineva. Dar voi de ce tășeți? A, dar voi ați cântat înainte de asta. La dânsă de asta nu lucrează. Hei, hei! Hei, hey, mășic, vine cu aici! Vadim îl cheamă! Mă numesc Vadim. Puteți să mai spuneți alchimistul, dacă vreți să căutați pe internet. Internetul. Cred că ați găsiți dacă ați vreți. O melodie de pianolina, gândindu-mă la tine primesc în inimă o atingere fină. Chiar dacă nu mă vezi, nu mă simți, nu mă atingi, nu mă săruți, o parte din dragoste română în mine. Te iubesc așa cum n-am iubit nici când. Fără tine, dragă, n-am știut ca să meargă culorile la sufletul meu. Și zâmbesc cu ochii lacrimați de vânt și-a spulberat emoțiile din noi, lăsând semința dragostei fără ploi. Am trăit neștiind ce are valoare. Am fost un egoist și credea că ziua e a lui cu tot cu soare. Acum sunt mai deschis, mai curat, mai empatic și înflăcărat. Poartă o parte de dragoste în mine. Te iubesc așa cum n-am iubit nici când. Fără tine, dragă, n-am știut ca să culorile la sufletul meu. Și zâmbesc cu ochii lacrimați de vânt și-a spulberat emoțiile din noi, lăsând semința dragostei fără ploi. Nu mai nușa dintre noi, doar mâine rămâne ceea ce o voi lumina, uda și respecta, nu o voi uita. Fără tine, dragă, n-am știut că o să meargă culorile la sufletul meu. Și zâmbesc cu ochii lacrimați de vânt și-a spulberat emoțiile din noi, lăsând semința dragostei fără ploi. Mersi mult! E, într-adevăr, îmi cântau atunci o melodie de pian.
Când plouă afară, gen... Și Andrei merge pe afară, pe undeva, pe acolo. Dacă n-ați înțeles când era despre mine. Iată cântecul ăsta despre care spuneam că era nu primul, dar e ca ăsta, când am spus atunci că e altul. Ăsta la care noi am lucrat împreună. Noi cântecul lui Vadim, să nu eu cumva, eu mi-e și aparține lui. Eu l-am ajutat ca să poată să-l scoată în viață, să-l vadă lumea. Din păcate, Facebook a șters sunetul, pentru că platformele de postare pe rețele de socializare lucrează într-un mod straniu uneori și așa s-a primit. Dar eu vă invit să intrați și la dânsul, să vedeți ce faci, îl găsiți Alchimistul pe YouTube și ascultați, el o să vină cu cântece noi, tot tare frumos. Dacă vin acum la tine să-mi cer iertare, aș face-o din plăcere, că sunt vinovat. Mult timp am lipsit, ca un copil nu puteam să vin. Nu știam de moment sau să-mi dus în larg de vânt. Spune-mi ce simt sau mai bine un semn, de trecut ne lăsăm, spre soare plecăm. Astea frig în suflet, spulbera cu gheață. Vocea mi-e strânsă între dinți și-am riduri adânci pe față. Nu șer să-mi dai nimic mai mult, să te cuprind doar pe un minut. Inima să-ți ascult, tăcere să aud, semn ce zice să mă duc. Spune-mi ce simt sau mai bine un semn, de trecut ne lăsăm, spre soare plecăm. Multe culori s-au șters, cuvinte dispar. Atinge, înfrânge, lasă-le în univers. Mersi. Foarte sensibil, pățanul, foarte sensibil. El mai cântă, da, eu n-am să-l încurc. Tu ce de sensibilitate, el, gen... Nu, asta e el. Amoi, suntem sensibili astăzi, ne? Scoatem persoana din dar 14. Eu am 14... Eu știu un om care are 14 oameni în trânsul. Opa. Da. Și îl pot scoat când vrei. Și îi spune, îi spun persoane, cele, ei, persoane. Zic, tu ai miliarde de oameni în tine. Dar cât sunt ei? Și vă 250? Da. Iar putea fi oricare persoana asta, ar putea fi oricare dintre înjură? Poate chiar toți.
Port chiar tot sau niciunul? Port. Mă uit la cer, mă uit în gol și știu că stelele nu cad. Dar sufletul îmi zicea, zbor de mult ai așteptat. Fac un salt și mă ridic din mâini ca pasărea eu dau. Dar mă înțeapă frica că sunt om și pot să cad. Sau să nu mai visez. Am văzut în ochii tăi sclipiri de astelea, de milioane câte sunt, tu ai două din ele. Vreau să zbor de pe pământ cu simțuri de rece pe piele, sperând că respirația ta e flacăra unii din ele. Vuia, tearul în urechi lui, îi lasă de-acum lui umbre conturate ce nu trebuie la nimănui. Spre tine spor, la tine vreau să mă încălzești puțin, să spargă gheața în care dorm, că suam și pot iubi și iarăși să visez. Am văzut în ochii tăi sclipiri de astelea, de milioane câte sunt, tu ai două din ele. Vreau să zbor de pe pământ cu simțuri de rece pe pielea, sperând că respirația ta e flacăra unei stele. Când reacția atomice din centrul inimii transformă protoane în elemente grele și steaua arde încălzind recele planetelor din jurul ei. Aproape toată energia rămâne în sistem, dar câteva fibre numărate spucnești și plec departe ca cineva să le vadă, apoi să le atragă. Sistemul mai aproape, pe tine mai aproape. Am văzut în ochii tăi sclipiri de stele, milioane câte sunt. Încălzești câte puțin cu flacăra alor tale stele. Și-am adus destul ce nu ai tu. Multe stele văzute prin luneata, ține câte vreau, make your dreams come true. Nu vă bateți, ochii nu vă scoateți, că-și fiecare are lui tatu. Iau tu, iau, iau, n-ai doi, hai să ne iubim. Că
foarte de greu între noi să ne iubim. Vorbim o limbă pe pământ, dar nu ne auzim. În goană după mană ne grăbim și obosim. Oameni cu oameni să fim și să nu ne îmbolzim. Pe acest loc sunt în care n-ai cotat străim, în care ne-am născut și ne deosebim. Pas cu pas lucrăm să avem ce ne dorim, dar nu în ultimul rând. Hai să portăm în gând că suntem mici pe șeas pământ și trebuia să ne iubim. Vânii de pe alte planete, așa mă dă-ți tot ce nu ai tu. Multe astea la văzută prin lunetă, ține câte vreme că zim scamșor. Nu vă bateți, ochii nu vă scoateți, că-și fiecare are a lui tatu. Iau tu, iau, iau noi toți, hai să ne iubim. Mersi, Andrei, că ai cântat la bas. Se vede că știi strunele cum cântă ele. Eu sunt mult pe recording, eu acolo știu ce am gândit. Eu tot știu. Okay. Eu sper că ei nu observat. A, microfonul lucrează, da? Da. Vadim Alchimistu! Ne vedem mai încolo, dacă ceva. Eu cred că n-am să mă satur să zic cât ești de fericit că voi v-ați strâns aici. Pe mine s-o smățin încă vreo săptămână, eu îmi străiesc cu flashback-uri de aici. Eu nu tot conștientizez, la început am înțeles cât ești de mulți oameni, cât e de plin totul. Eu nu știu, походу eu nică nu știu. Probabil voi știți că eu am făcut parte din alt proiect. Și eu foarte tare mă temeam că o să veniți aici și o să așteptați eu să fiu ca și acolo. Dar eu sper că vouă vă place ceea ce fac eu, anume eu. Mulțumesc! Dar înainte de proiectul în care eu am fost, mai era un proiect care se numea Rupt. Asta ți-ți place sau ți-i nu-ți place? Era un proiect care se numea Rupt și acolo tot eu scriam cântecele, era doar în engleză, din câte eu mi-aduc aminte. Și eu vreau să cânt și cântece de acolo, pentru că și la ele țin cumva și ele tot au importanță romantică pentru mine. Another one cigarette, and I know that it's killing me, but I'm not afraid of thinking of you. Is way more than dangerous. Understand? I give you wings to fly. I give you hopes about the sky. I give you wings to fly. I give you hopes about the sky. But it broke my end. But it broke my end. But it broke my end. Now I'm walking alone. The rag in my silly bone. Since your life's collided, the time will die. But you don't understand. Understand? Oh!
fly. I give you hopes about the sky. I give you wings to fly. It's killing me, but I'm not afraid. Și când vorbesc despre dragoste, micu, sau te ușă scârțe. Asta tot, e dragoste, asta sunt urmările, astea sunt urmările frumoase. Eu cred, asta nu e ușă, eu cred că dragostea începe de la individ, dacă el nu se știa iubi pe el, el nu se poate oferi dragoste. Și e foarte fain să învățăm copiii noștri despre ce e că dragostea se oferă, dragostea se simte, că este un sentiment prezent în noi pe care nu trebuie să-l ignorăm nici de cum. Pentru că eu uitându-mă în jur, mie îmi place să analizez și eu văd că oamenii se tem de sentimentul ăsta, îi fug de el. Și cum eu am făcut un concert vreo lună în urmă, precis nu-i ușă, eu am făcut un concert o lună în urmă și am zis gândul ăsta și el mi-e foarte mult mi-a plăcut, o să-l zic și vouă, despre ce că este o, este așa o frază sau o expresie unde oamenii spun că ca să fii iubit, trebuie să iubești mai puțin. O știți cu toții, nu? O, eu mă bucur, eu am public fain. Da, este o frază foarte deasă, foarte des întâlnită. Că trebuie să iubești mai puțin, că să te iubească pe tine mai mult și oamenii cumva se deprind să iubească mai puțin în relația asta. Da? Pușkin spunea, ce menși женщину mă iubim, тем больше нравимся мы ей, sau cum Кличко spunea, тем больше меньше мы чем тем. Mă rog, fiecare cu al lui. Avea el ceva de spus. Da, deci... Au ajuns cuvintele. Deci, se zice că trebuie să iubim mai puțin ca să fim iubiți, dar mie mi se pare că dragostea vine de la... Sensul primordial a dragostei e să iubești tu, nu cum ești iubit tu. Și atunci lucrurile cred că se așează altfel. Și încă un început, un preînceput probabil la toată dragostea asta este cum iubim noi cei și în jurul nostru, da? Și cu cât mai mult noi distrugem, eu nu cred într-o ceea cu un om care distruge, poate să iubească. Asta e foarte straniu, da? La mine în cap nu se așează. Și următorul cântec e despre ceea că noi suntem divini, la tot și primim, global, nu doar în viața noastră, dar în general. Deci nouă ni se întoarce și noi suntem divini. Let me fall, so I understand why I don't. That the whole world is made of your love, but our eyes are closed until we fall. And we all slide in the darkness, selling smiles and trading the heart. But we are the ones paying for this. Oh, we are those ones. I know people were made to love their moments, to share their emotions,
forgiven and cry. Oh, but sometimes I see this division, oh brother, color of faith. They are fighting each other, speeding a land of illusion for power, drawing the end hour by hour, living a truth of human desire. Why are they slide in the darkness? Do they like being that blind? Are we the ones paying for this? Are we those ones? And don't tell me you don't see. Don't tell me you don't see. Don't tell me you don't see. Eu am notat aici, când și cam despre ce trebuie să vorbesc, nu sunt multe gânduri, dar am notat și eu am observat că, deci tot prietenii și influenceri mi-au zis să mai aduc aminte la oameni despre fundraising, să le zic că eu am Patreon și am PayPal unde se poate de aruncat tips. Nu știu cât e de ok asta să zic într-un concert, dar eu vreau să încerc, eu sunt curios. În general, cred că e foarte complicat să... Nu știu dacă e corect cuvântul complicat. Eu nu chiar înțeleg când oamenii nu experimentează. Deci mie îmi se pare că noi așa aflăm totul, de mici, da? Noi am găsit ceva, am pus în gură. Pe urmă creștem. Nu, mă rog. Noi tot așa percepem. Noi așa percepem lumea. Da? Și dacă noi experimentăm, indiferent cum, prin gură, vizual, tactil, e foarte complicat să interacționezi cu lumea asta altfel, da? Și eu... Fiind curios să încerc, eu o să vă zic foarte des despre fundraising, despre Patreon-ul meu și despre PayPal, unde puteți să aruncați tips. Pe fundraising este foarte ușor să intri și să donezi. Eu acolo, apropo, eu am uitat să vă zic, mie mi-a spus să spun, dar eu am uitat. Eu acolo strâng de cameră, deci eu scriu cântecele singur, fac aranjamentele singur, am studio unde fac și mix și mastering, asta e un proces în care unde la fiecare etapă trebuie să stea un profesionist, dar eu nu sunt profesionist, dar fac tot asta singur, așa cum pot eu și mă manifest așa cum simt eu și cum cred eu. Și vreau să fac fix același lucru cu video, vreau să filmez clipuri, poate am să ajung să filmez un film, I don't know. Dar pentru asta am nevoie de cameră și de accesorii pentru dânsa, dar pandemia a făcut ca lucrurile să se întâmple mult mai greu. Și de asta eu, cu mare drag, am să accept susținerea voastră. Următorul cântec nu e despre asta, dar eu am observat că eu am scăpat zisul. Pe ritmul tău și șoapta ta să mă accelerez. Vis sau real, să nu mai contez. Să bată inima pe ritmul tău și șoapta ta să mă accelerez. Vis sau real, să nu mai contez. Sub stele nu mai este lume. Thank you.
când se cad în abis. Dar voi știți ce zi e azi? Azi e ziua de naștere al lui Mihai Eminescu. E un poet foarte romantic după mine, foarte complex, cu trăiri adânci cumva, da? Eu cred că știți istoria lui, că el a fost întemnițat și chestii. Sunt multe istorii care vorbesc despre mult, dar eu, mie foarte mult îmi place poezia. Eu foarte mult l-am citit pe el, nu o să-l citez acum, dar îmi place foarte mult. Și eu tot compun poezii, dar nu le găsesc loc, nicăieri nu le găsesc loc, niciodată. Ele pe muzică nu chiar se așează, pentru că sunt banal, ele sunt cumva frumoase în așa micul lor aranjament pe foaie. Dar câteva versuri am găsit pentru cântecul ăsta. Pleacă ziua peste orizont, în linii roz se îmbracă și zâmbind, ne lasă goi în voia nopții, strângându-și umbrele de pe pământ. Îmbracă noapte frunzele rece, adorm și îngeri în cerul lor, și luna desenează în timp ce trece. Asta e unul dintre cântecele unde eu am lucrat încă cu cineva, am lucrat cu Andy Wonchea. Oh, super! Noi artiștii de obicei credem că nimeni nu ne cunoaște, cumva avem un fel de băi, de cui trebuiesc eu? Come on! Da? Mai ales cine stă în spatele pieselor, care face aranjamentul, mix și mastering. Și Andruș e un pățan foarte talentat. Da, eu vă rog să-l aplaudați, el o să vadă asta la tele. Nu, putut să vină. Andrușa, la cântecul precedent, ai stăiu singur. Ia-mă cu tine și du-mă te văd. Aruncă-mă-n apă. Vino la fund, sărută-mă ud, pe vise de noapte. Cheamă-mă dulce, când gândul te duce și ochii se închid. Ia-mă cu tine și du-mă departe, cât mai departe. Vreau pentru o clipă să uit că lumea e mică, să închid ochii și să te sărut pentru o clipă.
Vântul te bate în păr, umerii pun întrebări și ochii așteaptă vorbe care spun că vor să nu pleci niciodată. Unde să te ascund, să nu te vadă timpul și orele lui, să nu mai schimbe versul. Vreau să rămân aici, la pagina unde tu vii și nu te mai duci. Unde să te ascund, sau foile să le rup și totul se va opri. Vreau pentru o clipă să uit că lumea e mică, să închid ochii și să te sărut pentru o clipă. Vreau pentru o clipă să uit că lumea e mică, să închid ochii și să te sărut pentru o clipă. Până să vrea să ne alunge, dar cerul meu e în tine și carnea mea e acasă și am rămas în doi dezbrăcați și noi. Eram tu și eu pe pământul ei. Ne mâncam iubirea cu mâinile coale, aveai gust de vară,
sub soare. N-a trecut mult timp până să vrea să ne alunge. Ne-a spus iubirea asta doare, prea mare e ajunge. Și-am rămas în doi, dezbrăcați și noi. Eram tu și eu pe pământul ei. Eram eu cu tine, iar eu străin. N-a putut să țină doi oameni și-a și vântul ne-a luat pe sus, ne-a dus acolo unde gândul crește, oameni reci de fier și îi copoară între cei ce-au vrut să stea goi față-n față cu pământul. Și cerul a aruncat deasupra noastră râuri să ne spele, să șteargă orice urmă, nu ne-am fi lăsat în piele. Și apoi ne-a aruncat departe să ne pierdem. Dar am rămas în doi, dezbrăcați și noi. Bună seara! Bună seara! Mă bucur așa de tare să vă văd de aici, că eu am stat în culise până acum. Fumul ăsta așa e de complicat, nu știu de ce voi nu tușiți. Tușiți, da. Voi tușiți înăuntru. Da. Noi o să vă cântăm câteva piese. Noi ne-am gândit mult dacă să cânt și eu astăzi sau nu. O trebuit, nu? No, eu cred că o energie feminină întotdeauna este binevenită acolo unde este numai energie masculină. De asta așa istorie sunt întotdeauna de bine. Eu vreau să vă mulțumesc din partea lui Andrei. Eu pe parcursul promovării acestui concert am fost foarte, foarte activă. Eu tare mi-am dorit el să umple această sală. Și vă mulțumesc din suflet și din partea mea că voi sunteți aici pentru el, nu pentru altcineva. Asta e tare, tare important și eu nu știam că el e așa de emotiv. Eu credeam că numai eu plâng la concertul de iaca. A trebuit să fie astăzi ca să se deschidă și partea asta, da? Hai să cântăm. Acum o să vă cântăm o piesă care lui Andrei tare îi place, dar pe care eu cânt foarte, foarte rar. Se numește Când zâmbești. Atât de adevărat, atât al meu, atât de drag, încet, încet mă înveți. Cu buzele mă explorezi, îmi place cum zâmbești. Să te privesc cum te
trezești, ușor mă cucerești. Doar tu știi să mă încălzești și da, simt că zbor atât de bine și ușor. Și da, te doresc, zâmbești, știu că te iubesc. Și da, simt că zbor atât de bine și ușor. Și da, te doresc, zâmbești, știu că te iubesc. Ușor nu mai respir, sunt într-un nesfârșit delir. Alerg prin mintea ta mereu, ești sângele din corpul meu. Atât de tandră-i pielea ta, drumul spre fericirea mea. Eu sunt nebună ca o floare, vreau tot mai mult chiar dacă doare. Împreună cu noi să stai din palme. Și da, simt că zbor atât de bine și ușor. Și da, te doresc, zâmbesc și știu că te iubesc. Și da, simt că zbor atât de bine și ușor. Și da, te doresc, zâmbesc și știu că te iubesc. Zâmbesc și te iubesc, te iubesc. Zâmbesc și te iubesc, te iubesc. Zâmbesc și te iubesc, te iubesc. Și puteți cântați asta cu mine. Zâmbesc și te iubesc, te iubesc. Zâmbesc și te iubesc, te iubesc. Zâmbesc și te iubesc, te iubesc. Și încă o dată, dar cântăm toți, da? Zâmbesc și te iubesc, te iubesc. Zâmbesc și te iubesc, te iubesc. Da, voi? Te iubesc. Te iubesc, zâmbesc și te iubesc. Te iubesc, zâmbesc și te iubesc. Te iubesc, zâmbesc și te iubesc. Te iubesc. Și da, simt că zbor atât de bine și ușor. Și da, te doresc, zâmbesc și știu că te iubesc. Și da, simt că zbor atât de bine și ușor. Și da, te că te iubesc. Dar dumneavoastră aveți niște apă aici la concert. Eu cu fumul ăsta de când sunt mică. Dar știți ce mi-amintește fumul ăsta? Am fost eu prin 98 la Brașov cu clasa și cu școala, de fapt, că erau mai multe clase și eram super îndrăgostită de un băiat. Și mai scurt, am fost prima dată la o discotecă acolo, discotecă din asta serioasă, că în Chișinău nu ne lăsau încă părinții. Eram în clasa 7-8. Și mai scurt, acolo prima dată am simțit fumul ăsta cum miroase și la mine de fiecare dată când e fumul ăsta, eu mă gândesc la băiatul și ăla. Nu-ați fumul! Da, pentru că noi niciodată nu suntem prea mici sau prea mari pentru a iubi, noi câteodată uităm că sufletul nostru este nemuritor și că doar circumstanțele ne fac să simțim că am crescut sau am îmbătrânit, dar dacă dăm la o parte circumstanțele și ne detașăm, noi suntem mereu același suflet de copil, același suflet tânăr, entuziasmat și întors spre dragoste. Discutăm și tonalitate. Nici nu mai doare cum dura, doar bol ce arde tot în jur. Dispare încet din lumea mea, iar eu rămân cu ce am reușit să adun, cu ce am reușit să îndur, cu ce am reușit să iau. Atunci când tu mi-ai spus nu pot să stau, chiar dacă vreau, nu mai stau.
mari pentru iubire. Aveai și tu dreptatea ta, cu ce nu știi nu poți lupta. Dar am și eu o lumea mea, ea nu te poate sătura și nu te poate mângâia. Nu e lângă tine ea atunci când tu îmi spui nu poți să stau. Chiar dacă vreau, nu, nu mai stau. Suntem prea mari pentru iubire, nu pot să stau. Chiar dacă vreau, nu, nu mai stau. Suntem prea mari pentru iubire. Pe malul meu nu mai ești tu, în ochii tăi nu mai sunt eu. Noi am crescut și am pierdut o parte din sufletul ei. Și dacă soarele ar opri acolo unde dorm copii, nu s-ar mai pierde sufletul și noi n-am fi prea mari acum. O să spun încă o dată că noi nu suntem niciodată prea mari pentru ca să iubim, să ne îndrăgostim și să fim nebuni în sentimentul ăsta. Și cântăm. Noi avem și un cântec în doi. Da. Scris de Tania, dar cântăm în doi. Pentru că se face bărbatul. Eu mereu primesc observații că eu par misogin sau cumva. Și eu concertul ăsta l-am filmat special pentru asta, ca spun că eu nu sunt misogin. După intro-ul tău, nimeni n-a scris. Deci fel de misogin care plânge. Eu am crezut că am spus ceva, Iurea, zic. Cine-s oamenii mari și de unde vin? Știu să facă ce spun sau doar vorbesc ca Iurea? Au visele despre care plâng sau doar le împrumută ca fluturi alte culori ca să pară ceea ce nu sunt ei? Oamenii ei, oamenii ei, oamenii ei. Yeah. Oamenii, yeah. Nascați oameni și decorează, spun că învață cum să trăiască mai bine. Dar uită să-i facă mai bun decât ei, uită să-l arate cum să viseze și să le spună că doar iubirea poate schimba într-adevăr lumea cu ei. Și aici puteam tot împreună. Yeah, oamenii, yeah. Yeah, oamenii, yeah. Yeah, oamenii, oamenii, yeah. Oamenii, oamenii, yeah. De unde vin, știu să facă ce spun
sau doar vorbesc ca iură, au visele despre care plâng, sau doar le împrumută ca fluturii alte culori, ca să pară ceea ce nu sunt. Mulțumim tare mult, adică eu mulțumesc, Andrei mai rămâne, eu mă duc, dar el a spus că el tot face după plan, dar eu planul știu. Da, noi o să spunem, eu știu cât de incomod este să rogi oamenii să te susțină și voi deja astăzi l-ați susținut pe Andrei prin prezența voastră și noi suntem nespus de fericiți. Și dacă vă doriți să... contribuiți la fundraising-ul pe care el îl face, intrați chiar acum pe pagina lui, el o să vă lase 2 minute, o să bea un gât de apă, un gât de vin. Acum puteți să intrați pe Facebook, acolo pe pagina lui Andrei Glavan, chiar prima postare este cu fundraising-ul și puteți să-l susțineți și acolo și cu cât mai repede o să-l susțineți, cu atât mai repede el o să filmeze clipuri și o să aibă multă, multă muzică pe online. Eu vă mulțumesc pentru căldura voastră, eu fug, las microfonul jos să-l opriți ca să nu o fie gălăgie, dă-ți cuprind. Și să-ți spun că stai mândru și că ești tare bravo. N-ai spus pe acolo. N-ai spus pe acolo. Da, cum a spus Tania, este fundraising. Poftim? Acum este fundraising și el o să mai continue. Nu mult. Da, eu am spus despre importanța individului, așa o mic parte, în prins. Și eu am mai spus despre asta. Și următorul cântec tot e despre asta. Că noi suntem importanți pentru noi și pentru cei din jur suntem importanți. Mi-a luat foarte mult timp să înțeleg că eu sunt important. Nu încheie așa pervers că sunt important, dar că eu am dreptul să fiu așa cum sunt eu. Eu atât timp cât eu știu că nu fac rău nimănui, eu am tot dreptul să fiu cum sunt eu, cu barbă, mai gras, mai înalt sau mai josuț, nu contează cum sunt eu. Eu sunt așa cum sunt eu. Am fost născut și vreau să trăiesc aici, da? Din păcate, mulți oameni nu înțeleg asta. Eu înțeleg că, fiind copii, noi facem bullying. Și asta rămâne cumva în noi. Nu există un exemplu, probabil, alături care să spună că, băi, nu chiar gine așa. Și nu numai să spună, dar să arate că, uite cum fac eu. Și poate nici nu spună, uite cum fac eu. Dar doar să facă, să fie alături și să facă asta. Să facă bine. Și ca tu să vezi când ești mic cum arată binele. Pentru că noi trăim așa cum vedem. Și a doua parte a discursului ăsta e despre ce că eu observ pe TikTok-uri, pe toate rețelele de socializare, cum oamenii încep să divizeze. Asta e o istorie veche cu divizarea pe caste și cu eu sunt de acolo, eu sunt de aici, eu sunt mai bun, eu sunt mai mare, în casta mea, sau casta mea are mai mare valoare sau chestii de astea. Și una nouă e așa că oamenii încep să divizeze pe sexe, da, cumva, bărbat, femeie și mai apar mai multe, da. Și eu văd în copii cum ei, pentru ei asta e important, că ești tu așa sau nu ești așa. Înțeleg că este important cum te simți tu, chiar e foarte important, dar asta nu poate face diferență în dragoste. Deci tu poți fi și așa, și așa, și așa, și poți accepta pe oricine și nu numai decât să te numești cumva. Și când cu următor, e despre asta. Ah, într-un fel. Hey, why are you scared of being afraid? Why there's always something you're afraid to say? Don't you understand? This is insane. Is your place? Where do you want to go? And why do you always cover your face? And why do you want to look like somebody else? 'Cause there in your world, it can be someone better than you. No one can do better than you do. 'Cause in your world, they don't even matter.
I ever knew the things are going just like you do. You don't have to look or be cool, 'cause in your world there's no one better than you. Hey, there's one more thing I wanted to say. It doesn't really matter how they call you, he, she or they. It's just one thing that really matters. Being yourself, maybe doing the things like nobody else. Loving even if nobody cares. Why ask them when this is your world? 'Cause there in your world it can be someone better than you. You don't have to look or be cool, 'cause in your world they don't even matter. If I ever knew that things are going just like you do, you don't have to look or be cool, 'cause in your world there's no one better than you. Aici puteți să cântați cu mine. Da, măi, învățați copiii să iubească și să facă lucruri frumoase. Și încă un moment important în toată asta, eu n-am găsit încă rezolvarea la asta, dar eu urmăresc și mă gândesc cam cum m-aș purta eu cu copiii mei, așa că să nu le stric din rebeliunea lor și să nu-i înveți chestii care o să-i facă să teamă, o să-i facă să teamă să vorbească sau să-și spună punctul de vedere sau să-l aibă. Și ca de obicei, următorul cântec este despre asta. De aici o să trebuiască să cântați cu mine, da? Hey. Nu vreau să cred ce spuneți voi de alb și negru. Băgați povești doar celor care sunt naivi, eu văd ce știu și asta e tot, iar restul zebre. Iar voi de azi vă rog să fiți mai pasivi. Paradoxal cum cineva se simte rege. De ce alegi să fii mai cool, dar nu să fii mai cult? Să tești pe lin, te miri apoi ce se culege. Când creșteți voi, eu nu sunt sigur că mai vreau să aștept. Și aici memorizați. Eu nu vreau să mint, nu vreau să tac, nu vreau să fiu cum vă este pe plac. Și nu pot să dorm cu mine într-un pat dacă nu zic ce cred sau încerc să mă prefac. Eu nu vreau să mint, nu vreau să tac, nu vreau să fiu cum vă este pe plac. Și nu pot să dorm cu mine într-un pat dacă nu zic ce cred sau încerc să mă prefac. Ați ținut minte? La următorul refren, da? Dar nu mai pot să mă prefac. Am încercat să fiu ca toți, am încercat să tac. Vedeam ce mi-arătau și auzeam ce mi se spune. Că e bine să te porți așa la fel ca toată lumea. Lăsați-mă așa cum sunt. Nu încercați să mă convingeți că aveți dreptate. Nu crede numismați fanatici că sunt dependenți de tot ce al lor. N-o grijă de societate și mă face să râd tot ce se întâmplă. Lumea din jur e tot mai vorbită. Ar vrea să inspire o gură de aer, dar n-are putere și nici valoare. Dar eu nu o să mai tac. Nu vreau mâța din sac și tot în ce cred toate o să le fac. Ele toate zale mele și o să alerg după stele. Vă voi spune cum e în toate textele mele. Ai și metar trebuie scriut. Eu nu vreau să mint, hey! Nu vreau să fiu și nu pot să dorm cu mine într-un pat dacă nu zic ce cred sau încerc să mă prefac. Eu nu vreau să mint, nu vreau să plac, nu vreau să fiu cumva este pe plac și... Ue, bă! Bă, asta nu cântat, bă, și ea!
Încă o dată. Eu nu vreau să fiu. Nu vreau să tac. Nu vreau să fiu cumva este repetat. Nu. Poate să dorm. Este ultimul cântec, dacă știu. Eu vă spun. Eu nu vreau să mint. Nu vreau să tac. Nu vreau să fiu. Și nu pot să dorm cu mine într-un pat. Da, dragi prieteni, anume așa. Anume așa. Mai când am gădat să... Eu nu vreau să mint. Nu vreau să tac. Nu vreau să fiu cum mă este pe plac. Și nu pot să dorm cu mine într-un pat. Dacă nu zic ce cred sau încerc să mă prepar. Da, ce frumos a fost. Eu vă mulțumesc foarte mult. Asta pentru mine înseamnă așa de mult. Voi să afigiți când ți-o însă. Dați-mi voie să vă mai spun ceva. Da? Era ultimul, dar stai o leac. Mai am de zis. Pe lângă ce am vorbit despre dragoste și teta asta, eu am observat că foarte mult din oameni dispare credința. Nu mă refer la biserici sau cum se cheamă asta. Religii, da, nu mă refer la religii, ies cuvintele, da. Mă refer la însăși credință. Eu nu cred că oamenii fără credință pot exista în general. Mi se pare că noi, dacă dispare credința și aspirațiile, este că există ceva, că este o... Eu nu știu, fiecare și-o definește pentru dâns, pentru cineva e vocea interioară, pentru cineva e Dumnezeu, pentru cineva e univers, whatever. Da? Dar ea e importantă și eu pentru mine am definit-o că ea este dragoste. Eu cred în dragoste, eu cred în energia asta. Și eu cred că când ești deschis la energia asta și cumva te porți așa, crezând în asta, lucrurile se așează. Și eu am să vă povestesc o chestie mică. Am zis povestesc. Eu am să vă spun o chestie mică. E că eu când am început să organizez concertul ăsta, asta a fost într-o jumate glumă, jumate cumva. Zic, băi, da, facem un concert. Noi mergeam la un interviu și am zis în interviu că pe 15 să fie concert. Și eu, după anul nou, m-am pomenit că eu am zis deja și interviul o să iasă iaca și eu trebuie să-l fac. Am început să strâng echipă, sunet, cameramani, să vorbesc cu teatru. Și lucrurile au început câte leacă să așeze, dar ianuarie e o lună moartă, nică nu se întâmplă în luna asta, e foarte greu să miști oamenii. Dar eu cumva sunt așa un om că eu mă străduiesc să împing lucrurile, să le fac să fie... Pe unde îmi reușește, pe unde nu, dacă nu îmi reușește, eu înțeleg ceva din asta, dacă îmi reușește, tot înțeleg ceva din asta. Și eu cred într-așa că tu când ești așa deschis, astrele se începe a așeza, ele cumva încep să joace și frumos. Da? Era o companie care la un moment dat a zis, băi, da, spun, vrem să te ajutăm, ei au insistat și m-au lăsat pe ultima sută de metri, nici nu i-a dat niciun răspuns, de fapt, adică eu m-am pomenit cu câteva zile în urmă, că eu nu mă încadrez cu bugetul să organizez concertul ăsta. Biletele nu prea se vindeau pentru că erau sărbători cumva. Și eu nu știam cum să fac. Eu înțelegem că concertul o să-l fac, o să împrumut, nu știu, o să ies din situații, oricum trebuie să-l fac, da? Și ca să vezi, apelez pe
Mica Sârbu, de la Asconi. Eu vă rog foarte mult să-i aplaudați pe dânșii. Eu am făcut și o postare pe Facebook unde am scris că omul este la fel în toate și eu nu cred că un om care e bun la suflet o să facă lucrurile rău, da? Sau dacă el undeva acasă la dânsul e curat, la dânsul în suflet e murdar. Nu prea există așa ceva. Deci noi ar fi fain să ne antrenăm să fim deschiși și curați cumva. Sau cum ne comod, dar așa cred eu cel puțin, da? Deci eu foarte mult le mulțumesc Asconi și Micii că a venit foarte rapid cu răspuns. Nici nu vorbesc despre cât de tare îi mulțumesc că m-a susținut, cât pentru așa că zis deodată, băi, zi-mi bugetul, asta e bugetul, facem. Super. Dar puteți asta? Da, facem. Am avut o atitudine foarte, foarte profesionistă, foarte rapidă, foarte omenească. Aici putem, asta facem, asta facem. Și postul, asta pot eu, asta tot. Mă închin la așa oameni. Și eu, de pe lista asta, pe toți oamenii care am să-i citesc, prin întâmplare sau nu știu, toți sunt așa. Deci la Jurnal TV, ei filmează apropo tot asta. Da, aplauze foarte mult cu lor. Eu o să citesc de pe foaie, să nu vă supărați, eu știu pe toți oamenii ăștia, dacă sunteți în sală, să nu credeți că eu cumva așa. Eu mă, foarte tare mă tem să nu uit pe cineva. Probabil și-am uitat și n-am menționat pe cineva, dar tare vă rog să nu vă supărați în cazul ăsta. Sunt foarte bulversat de emoțiile pe care le-am. Elena Vasilica Stamatin și Cristina Pohilenco. La fel, mi-au zis, îți răspund mâine, mi-au răspuns mâine. Hai să facem așa, hai să facem așa. Dar puteți să faceți așa? Da, facem așa. Da, așa puteți? Facem. Foarte, foarte viu, foarte uminește, fără birocrația asta, că trebuie, nu știu, și departament. Și, e ok și asta. Dar în termeni uminești, în primul rând, nu poate legea sau birocrația să conducă omul. Omul le alcătuiești și omul le faci, da? Omul le conduci pe dânsul. Ele trebuie să ne slujească. Noi ultimul timp uităm despre asta și aplicăm capul în fața la asta, dar eu cred că nu este ok. Am avut nevoie de promovare, da? Am sunat-o pe Olesia Buzu și ea a sunat-o pe Felicia Mișin. Nu știu dacă Olesia este în sală, Felicia este. Foarte mult le mulțumesc și lor. Am apelat-o pe Olesia. Zic, băi, eu plec, dar îți dau o fată. Dar fata așa e, dar e ca așa, dar scrie ei, dar hai așa, dar hai așa, hai așa. Și lucrurile s-au întâmplat. Și așteptă vin de biletele oameni și să audă despre ce e că este concertul. Și uite că avem sala plină. Următorul e Sergiu Pascaru. Voi îl știți pe Sergiu Pascaru? Da. Pascaru Production, dacă eu nu greșesc. Deci, l-am sunat pe Sergiu. Eu despre tăță să vă povestesc câte leac. L-am sunat pe Sergiu, zic, băi, noi ne cunoaștem, da? Am nevoie de asta. Băi, facem. Cât costă? Atâta. Zic, băi, eu nu știu dacă mă încadrez cu bugetul, pentru că care e situația, nu știu de sponsor, nu înțeleg ce se întâmplă. Și el zic, băi, ok, dacă e vorba de așa, achită numai băieți, nu trebuie să achiți echipament și tot așa. Și pot să-i spui la așa om? Iacă, cum pot să reacționez? Și am promis că dacă am sponsor, achit, mă străduiesc să achit mai mult decât ai zis, pentru că așa cred că e bine, da? Deci tu ne-i gine, eu ți-i gine și eu tare cred într-așa că gine pe gine și om cu om, da? Pentru că asta mișcă lucruri. Tot video, Gennady Dormenco. Ceva cu ăsta nici nu l-am rugat. Ia că el singur. El știe că eu fac concert, eu l-am întrebat dacă se poate filma, el ceva, el era ocupat la un moment dat, zice, băi, ai găsit? Zic, da, am găsit. Trebuie să vin să filmez making of. Te rog. Da, ia ca, blin, așa oameni. Deci, ce să zici? La sunet de VV Show și Sergiu Sârbu și Sasha Sulima, fix așa și atitudine. Fix, e ca... Dar băieții ăștia, eu am lucrat cu dânsi tot timpul, am avut situații diferite, am avut situații când nu m-am încadrat să achit și eu zic, băi, las că rezolvăm. Altă dată am putut să achit mai mult și am achitat. Oamenii ăștia ne-au fost tot timpul alături, eu cred că pot să-i numesc prieteni, văd pe dânsi. Teatru? Da.
Teatru Luceafăru. Yeah, guys! Slava Sambriș și Vitalia Grigoriu. Slava regizor, Vitalia este directoarea teatrului. Fix așa, ca să înțelegeți, eu nici nu știu cât am să chet pentru teatru. Deci noi ne-am înțeles că facem și la capăt vedem, da? Cumva, eu știu prețul per oră, cât o scoste, dar nu ne-am înțeles că două ore și 10 minute, vedem pe loc, da? Deci, așa, la soviste, da? Tot la Teatru Luceafăru vreau deosebit să le mulțumesc lui Andrei Chirtoac și Ion Prisăcară. Da. Trebuie să zic că Chirtoac e de jin, în cazul ăsta Chirtoac a făcut chestii faine. Deci, a umblat, Andrei este tehnician, Ion este luminist și actor este la teatru. Eu la un moment dat mă gândeam, zic, ce se întâmplă? Deci oamenii ăștia îmblă încolo în coași, dar ei sunt așa de inteligență. Eu n-am avut nici o secundă de mă simt incomod, mă presează timpul sau nu știu cum. Și ai nevoie, Andrei? Băi, hai să încercăm așa. Dar poate vrei așa? Hai că vreau așa. Dar ia încearcă așa, dar dacă spunem asta roșie. Deci, asta e tot. Atât de omenește că eu nu știu cum să reacționez la asta. Deci, capieț. Da. Eu simt că se creează o motorică. Eu vorghez, vă bateți din palme. Vreau să-i mulțumesc tare Tani Cergă, Eleni Carafizi și lui Alexandru Tofan. Aici sunt niște prieteni foarte buni, în primul rând. Ei mi-au fost alături de fiecare dată când am vrut să fac ceva, nu numai concertul ăsta. Noi ne-am certat de mii de ori cu dânsii, am făcut lucruri faine de mii de ori. Am stat nopțile la discuții interesante și aici tot fără dânsii, asta era cu siguranță imposibil. Pur și simplu, eu vă rog pe dânsii să-i aplaudați tot tare. Și tot să-l aplaudați și pe Vadim Știrbu, că el a cântat foarte frumos. Și mai este un moment interesant. Eu azi urmăream cum să vând biletele și mai rămăsese vreo 13 bilete. Eu am postat pe Instagram, zic, au mai rămas 13 bilete. După care 10, după care tot mai puțin și mai puțin și mai puțin și la un moment dat ce îmi scrie că băi, mă tind că o să fie sold out. Zic, ideea e că eu aș vrea să văd să fie nu că a mai rămas un bilet nevândut, dar zero. Eu tare aș vrea să văd cifra asta, zero. Deci să mă uit că gata, nu mai sunt bilete. Și eu zic, o să fie. Zic, hai să pariem că nu. Dar eu nu pariez, ca să înțelegi. Dar așa am fost, eram entuziasmat. Și eu zic, hai să pariem. Zic, și eu zic, la 10 euro. Și eu zic, nu, nu îmi plac emoțiile. Dacă tu pierzi, adică eu, nu, ea nu e nimic pe serviciile ei de promovare. Dar dacă ea câștigă, eu o felicit pe sora ei cu ziua de naștere. Ana Mișina, care îmi primește 30 de ani. De pe scenă, da. Și eu zic să cântăm un happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Anna. Happy birthday to you. Și ultima mențiune, cea mai importantă. Eu foarte mult vreau să mulțumesc pe părinții mei. Că ei au avut o atitudine de data asta neașteptată pentru mine și este un exemplu foarte bun. Deci eu la un moment dat, asta pe lângă educație și chestii, da, care mi-au dat-o și ce-au investit în mine și tot, în momentul ăsta, eu i-am sunat, adică i-am scris mamei dacă vrea să vină la concert, că să-i dau bilete. Și mama zice că, băi, chiar te rog, că eu am fost la casă și bilete nu erau. Deci eu vreau să vină să cumpere bilet. Și asta e un exemplu foarte frumos din partea părinților de încredere. Eu bănuiesc că ești undeva pe aici. Mam, tată, ridicați mâna în sus că eu să vă văd măcar unde sunteți. Maman? O, iată-i, rândul 2, eu știu când am dat altul bine. Noroc. Tata a scos chepca.
Eu foarte mult timp nu i-am ascultat pe dânsi și cred că am să continui asta să fac așa. Asta e situația. A meu tot nu mă ascultă pe mine. Dar mie îmi place asta că eu sunt rebel. Asta nu mă face prost sau neinteligent. Eu doar sunt rebel și am și spune și vreau să gândesc așa cum gândesc eu. Eu nu vreau să mint, nu vreau să tac, nu vreau să fiu cumva este pe plac și nu pot să dorm cu mine într-un pat dacă nu zic ce cred sau încerc să mă prefac. Eu nu vreau să mint, nu vreau să tac, nu vreau să fiu cumva este pe plac și nu zic ce cred sau ce... Da, și vouă vă mulțumesc. Nemărginit de mult. V-ați făcut pentru mine, pentru meu, primul meu concert, un cadou super pentru mine. Eu tare vă mulțumesc. Închid ochii și să te...